Sistemul sanitar din România trebuie regândit din temelii, consideră președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a transmis condoleanțe familiilor pacienților care au murit în incendiul de la spitalul din Piatra Neamț. Sunt alături de familiile îndoliate și le urez încă o dată multă sănătate celor care au suferit în acest incendiu. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat imediat și vreau să transmit respectul meu și aprecierea pentru tânărul medic Cătălin Denciu, care și-a pus în pericol propria viață pentru a salva alte vieți. În acest sens, Iohannis a subliniat că sistemul sanitar din România trebuie regândit din temelii. Subfinanțarea și proasta cheltuirea banului public în spitale, lipsa de modernizare, corupția endemică, pe care nu trebuie să ne ferim să o indicăm public, incompetența și neimplicarea, toate acestea au măcinat sistemul nostru medical și au făcut pe mulți tineri absolvenți și buni profesioniști să plece în străinătate. Din martie, acest sistem și așa împovărat a avut de dus și bătălia cu noul coronavirus. Este meritul medicilor noștri că prin eforturi uriașe salvează vieți și vindecă pacienți în ciuda tuturor dificultăților pe care le întâmpină. Doar reforme autentice făcute cu o majoritate care lucrează pentru români pot schimba cu adevărat toate aceste defecte structurale. Ne lovim însă permanent de același obstacol, opoziția la schimbarea în bine. Mereu aceiași politicieni cu apucături învechite, care au lăsat România în colaps, secătuită de resurse, iar acum strigă fără rușine de pe margine. Nu voi comenta ancheta în curs de la Piatra Neamț, pentru că autoritățile competente vor anunța rezultatul acesteia atunci când o vor finaliza. Dar să nu ne limităm la a identifica doar pe cei care au greșit tehnic, punctual, pentru că problema este mai gravă de atât. Totodată Iohannis a vorbit de un vinovat moral, susține șeful statului. Există și un vinovat moral. Cel care a blocat guvernul lună de lună în Parlament și a cerut oamenilor să nu respecte regulile în plină pandemie cu efecte dramatice asupra sănătății cetățenilor noștri. În același spirit al blocării eforturilor de stopare a pandemiei, autoritățile locale PSD-iste, este un adevăr pe care trebuie să-l spunem, au aplicat după ureche măsurile de la centru în spirit electoral. La Piatra Neamț, baronii roșii au schimbat directorii de spital de capul lor, refuzând să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică sau cu specialiștii Ministerului Sănătății. Autoritățile locale PSD-iste pun permanent piedici deciziilor guvernamentale, nu alocă resurse suficiente, nu aplică standarde ridicate și preferă improvizații care, în cele din urmă, în mod tragic, fac victime. Această situație nu poate continua așa. Iohannis a punctat că România are nevoie de reforme profunde, care sunt posibile doar cu sprijinul unei largi majorități parlamentare. De aceea votul din 6 decembrie este mai important decât oricând pentru a fi posibil amplul proces de reconstrucție a României pe care eu, împreună cu guvernul PNL, ne-am asumat-o.